O carte pe zi cu Valentin Protopopescu. Grecii vechi știau ce știau atunci când stipulau existența unor familii blestemate de zei. Tragedia generează tragedie. Răul nu dispare după o generație, ci trece asupra celor viitoare. Psihanaliticul concept de transmitere transgenerațională exact acest lucru înseamnă. Oricum, un fapt e sigur. Lipsa iubirii atrage fie ură, fie o iubire mai odioasă decât cea mai cruntă dintre uri. Nu despre altceva tratează romanul francezului Jan Kefelec, Nuntă nemiloasă, încununat cu premiul Goncourt pe anul 1985. Cartea a apărut în excelenta traducere semnată de Aurelia Ulici la editura Rao din București. Într-adevăr, psihologic este verosimilă alegerea făcută de Nicole Blanchard, care, violată la vârsta de 13 ani, dă naștere unui copil pe care nu-l va arăta deloc lumii. Amintire perpetuă a traumei, micul Ludo este crucea pe care Nicole nu vrea, nu poate să o poarte. La fel, nici bunicii materni nu sunt dispuși să-și asume existența acestui copil nefericit și nedorit. De unde violențe teribile, încă și mai rău, lipsa celei mai elementare afecțiuni. Izolat, închis de ochii lumii în pod, bătut, înfometat, Ludo este perfectul țap ispășitor al unei crime de care nu e răspunzător. Faptul că mama lui se căsătorește cu un potențial tată, mai normal, nu schimbă cu nimic lucrurile. Ruptura este una definitivă, radicală. Micuțul este internat într-un centru infantil pentru copiii cu ușoare dizabilități mentale, unde nu va fi niciodată vizitat de mama sa, de Nicole. Și totuși, Ludo e marcat de nostalgia pentru o figură maternă, ideală și idealizată, după care tânjește esențial. El evadează de la centrul de plasament și își caută cu disperare mama. Transformată într-un demers de tip polițist, această aventură a găsirii are adeseori accente de-a dreptul tragice. Întâlnirea lor nu va însemna deloc paradisul promis, căci respingerea primordială este reiterată de Nicole. Nefericit, disperat, văduvit de lumina ultimei șanse, Ludo își ucide mama într-un elan neclar. Iubire, ură, exces de iubire, ură, pentru a-și lua viața imediat după aceea. O istorie tragică despre neputința dragostei și lipsa de sens a absenței acesteia. Totul povestit cu mare artă de Jan Kefelec, un adevărat maestru al acumulărilor de tăcută tensiune literară. Un roman răvășitor despre o experiență umană limită. La drept vorbind, cu toate că o asemenea experiență pare doar fructul unei imaginații morbide și, în orice caz, exclusiv o entitate pur estetică, de ordin ficțional, în realitate, de fapt, în viața de zi cu zi, astfel de fapte, asemenea drame se întâmplă cu o frecvență pe care, cel mai adesea, noi o ignorăm. Voit sau nu, ne apărăm prin uitare selectivă de acești monștri ai inconștientului nostru. Nu cred că este cea mai bună opțiune, iar faptul că scriitorii ne reamintesc prin operele lor de acest adevăr crud, mi se pare un fapt efectiv salutat.